Marea Neagră oferă un spectacol neobișnuit în aceste zile. O regăsim în două culori, perfect delimitate în zona multor stațiuni. Pentru că lucrările de lărgire a plajelor au adus nisip nou la mal, apa este de un verde ireal, ca în fotografiile perfecte. Dar acolo unde se întâlnesc curenți puternici, apa mării noastre se schimbă brusc în albastru, iar noi o alintăm în continuare Marea Neagră. În larg, marea noastră se schimbă, de la albastru închis la verde, cu un contur perfect. Se întâmplă asta pentru că, spun specialiștii, se întâlnesc două fronturi total diferite, care nu se contopesc. Nisipul fin, antrenat de curent la mal, este blocat de curenții puternici și nu înaintează. Fenomenul nu e unul natural în acest caz, ci unul artificial și este provocat de lucrările de lărgire a plajelor. Etapa tehnologică presupune aruncarea în mare a unor cantități foarte mari de arocamente. Ele vin și cu o fracțiune fină, iar această fracțiune fină de sediment este antrenată de curenți și cumva propagată chiar și în aerile de îmbăiere. Turiștii au surprins în poze diferențele de culoare și se bucură de spectacolul creat de mare. Din cauza valurilor se mai ridică nisipul. De a vedea marea în două culori e un peisaj frumos. Câte culori se văd? Mai multe culori. Este ceva frumos. Astfel de fenomene pot fi întâlnite și în cazul în care masele de apă care se întâlnesc au caracteristici diferite, temperaturi sau salinitate. Se întâmplă inclusiv în locul în care Marea Baltică se întâlnește cu Marea Nordului. Experții spun că la noi sedimentele sunt acum într-o fază de redistribuire și ar putea dura câțiva ani până când nisipul nou adăugat plajelor să se așeze definitiv. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.